Salutări și bun venit pe Minutul de Grafică! Eu sunt Neontin Andrei și astăzi vom continua să lucrăm la scena noastră la... cred că astăzi vom lucra mai exact la aranjarea pereților și la acest perete. Aranjarea pereților, la aranjarea podelei și la acest perete care arată oribil. De fapt, voi șterge absolut tot ce e acolo. Și voi face în felul următor. Voi crea o cutie, nu cub, ci o cutie. Ok, voi deselecta acel snap toggle. Ok. Am să duc cutia mai jos, hai să vedem, frontal. Am să dau click dreapta și am să dau hide unselected pentru că vreau să am doar această cutie aici și am să-i dau effect pivot only center to object. Ok? Am să o mut aici, am să o centrez preventiv. Ok? Și am să dau click dreapta Convert to Editable Poly. Am să selectez din nou tasta S, acest Snap Toggle, care, dacă ți-aduce aminte din tutorialul trecut, okay, are acel Grid Points activat. Și am să selectez și ultimul rând de vertexuri pe care îl voi face ceva mai mare. Ok, și avem în felul acesta podeaua din scena noastră. Ok. Unhide all și podea care trebuie să fie ceva mai în spate. Ok. Hai să ne uităm din lateral. În lateral avem totul pus cam mai grea. Dar nu este nicio problemă. Asta pe mă uit la peretele acesta și constat faptul că poate fi făcut mai bine. Mai exact, am să șterg tot ce e acolo. Hai să vedem. Chiar am nevoie de tot ce e acolo? N-am nevoie de nimic din ce e acolo. Și am să-i dau edge. De fapt am să dau, hai să vedem. Și o să avem ceva, avem aranjat? Nu, nu avem nimic. Ok. De fapt am să selectez prima dată Edge, da. Deselectez acest Snapping Toggle pentru că mai mult mă încurc în momentul ăsta. Și am să selectez cele două muchi, da. Și am să dau Bridge. La fel și dincoace. Cele două muchi. Bridge. Și acum sunt aranjate cum trebuie. Mai departe am să selectez muchiile exterioare și am să selectez acest scale tool și cu tasta shift apăsată am să încep să trag de cele două, de acest plan pe X și Z în cazul meu, da? Ok, se poate observa faptul că s-au dus mult, mult prea jos aceste două vertexuri. Am să folosesc din nou snap toggle. Ok. Și am să le duc unde am eu nevoie. Exact. Acolo. Și dacă mă uit mai bine, cred că am să le duc la același nivel cu solul. Aici. Ok. La fel și pe acestea am să le duc mai jos. Aici. Și am să le duc așa. Și le-am aranjat cum trebuie. Ok, vreau să mai modific un lucru.
aceste două vertexuri să se ducă acolo și la fel și acestea. Să fie totul aliniat perfect. Ok? Tasta P pentru perspectivă. Am să selectez acest obiect. Am să mă asigur că are centrul setat, pivotul selectat în centru. Și am să-l rotesc la 180. Ok. Și dus ceva mai în față. Nu chiar atât de în față. Dar zic eu că undeva cam atât ar fi perfect. Bun, mai departe am să atașez obiectul. Am să atașez cei doi pereți, unul de celălalt, da? Cu unul dintre pereți activați, selectați, am să selectez Attach și am să selectez celălalt perete. În acest moment am toate fețele, toate, am efectiv cele două obiecte unite. Bun, am să dau, am să selectez acest border și am să selectez cele două obiecte. Și am să le dau bridge să vedem ce iese. Și arată super. Ok. Bun. Am creat și peretele acesta. Mai departe, am înlocuit, am uitat să precizez de la început, am înlocuit acei stâlpi. Și l-am modificat și pe acesta și aici mai aveam de făcut, de precizat un lucru. Hai să vedem. Ok. Group. Ok. Hide unselected. Și aici trebuie să precizez faptul că o să deschid grupul. Datorită faptului că am modificat acest obiect, l-am ridicat puțin, da, am selectat vertexurile și le-am dus la poziția lor, da, pe aliniate la grid, cutia pe care stăteau aceste vertexuri, pe care stătea acest obiect efectiv, nu mai este aliniată cum trebuie. Motiv pentru care am să o duc, am să o redimensionez puțin și am să duc vertexurile la fel aliniate la grid. Ba mai mult de atât, am să le duc și pe cele laterale aliniate la fel la grid. Ok, super. Și acum, cu unul dintre obiecte selectate, am să dau close group și am să dau unhide all. Și am și acel stâlp făcut cum trebuie, pe care o să-l multiplic, am să-i fac o copie, o să fie undeva aici. Super! Mai departe am să șterg această podea și am să o înlocuiesc cu cea pe care am creat-o mai devreme, pentru că dacă tot o avem făcută, ar fi și păcat să nu o folosim. Cu acea cutie verde am să dau hide unselected și de fapt nu, am să-i dau unhide all și am să mut vertexurile cât mai aproape de stâlpi, cred că undeva aici ar fi chiar ok. La fel și aici, ceva mai aproape. Hai să vedem, aici, super. Stâlpii, la fel va trebui să fie aliniați și ei, nu aranjați, aliniați și ei. Ok, pereții. Și cam asta este ceea ce am vrut să fac acum. Am să pun materialul și pe obiectele acestea.
Assign to selection, ok. Ups. Și am să fac, să văd dacă îmi ajunge timpul, îmi ajunge, mai am foarte puțin. Am să selectez la fel podeaua aceea, am să o duc la 90 de grade, ok. Am să o redimensionez, evident. Am să o duc unde am nevoie de ea. De fapt, o să fie invers. Datorită faptului că am deja vertexurile aliniate. Acestea am să le aliniez cum trebuie. Am să le duc mai jos. Am să le duc, de fapt, la același nivel cu podeaua. Iar pe acestea am să le las așa. Hai, probabil mai jos. Super. Tasta shift apăsată. Mut efectiv cubul și ce tot am cu cub, cutia, că nu este cub. Ok. La fel și aici, 90. Hai să vedem, avem o mică provocare aici. Ne ocupăm imediat de dânsa. Am înțeles acum. Podeaua nu este aliniată și pe partea din spate. Nu înțelegeam eu de ce nu merge. Am să aliniez la fel peretele din spate și pereții laterali la fel. Îi voi alinia, cred că undeva cam așa ar fi chiar ok. La fel și cu acesta, aliniat aici. Și acum, dacă ne uităm, arată totul ok. Eventual peretele puțin mai ridicat, dar asta nu este nicio problemă. Sau aceștia lăsați mai jos, dar la fel... alegerea îți aparține. Cred totuși că am să duc totul la același nivel și de acolo am să văd ce voi face mai departe. Bun, cam atât pentru acest tutorial. Din păcate nu mai am timp, așa că îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Dacă ți-a plăcut, dă un like, un subscribe. Dacă ai întrebări, lasă-mi un comentariu mai jos. Îți voi răspunde cât repede se poate. Și ne vedem în tutorialul următor. Salut!